Ziua a început magic, ca într-un desen Disney, cu baloane zburând spre cerul albastru, eliberate de mâinile entuziasmate ale copiilor. Baloanele au plutit lin, îndreptându-se spre munți, semn al unei zile pline de aventură și bucurie. Am pornit pe traseu, unde copiii au participat la un treasure hunt captivant, descoperind indicii și comori ascunse în natură, iar la final, marea comoară. Întorși în tabără, copiii s-au angajat într-o bătaie epică cu baloane cu apă, răcorindu-se și distrându-se pe cinste sub soarele de munte. Au urmat diverse activități și jocuri de echipă care au întărit spiritul de colaborare și prietenie, iar copiii s-au distrat pe toboganul gonflabil, râsetele lor răsunând în aerul curat de munte. Am învățat despre mâncatul sănătos. Transformat mâncarea în opere de artă amuzante, copiii creând fețe haioase din ingredientele oferite. Seara a fost încununată de un foc de tabără în formă de stea, un spectacol de lumini care a adus încă o zi perfectă la final.
A fost o zi plină de frumos, aventură și momente speciale care vor rămâne întotdeauna în amintirea noastră.